Bă, John, una este ziua pe săptămână în care ai voie să mănânci ce-ți dorești. Iar astăzi eu îmi fac cea mai de suflet poftă. Am fost la market și am cumpărat tot ce-mi trebuie ca să-mi gătesc cheeseburger. Cheeseburger și nu mă interesează nici calorii, nici nimic. Hai să gătim! Foamea! Crează, Dorian, crează. La 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 la. Bun, fraților, acestea fiind spuse, haideți să vă arăt ce am cumpărat de la supermarket. Teoretic, de ce ingrediente avem nevoie pentru a găti faimosul burger? Una bucată varză. Salată de varză, de fapt salată verde, dragă. Cele două chifle, avem două pentru că în cazul în care se strică una, avem una de rezervă. Ketchup. Sos de barbecue. Roșii cherry, pentru că eu nu sunt adeptul roșiilor întregi la burger, pentru că îmi place să fie feliuțe mici. La fiecare bucătură să am câte una. Nu să mușc din toată felia aia să vină, știi cum vine toată? Nu-ți mai rămâne roșie pentru în continuare. No good. Baconul, pe care nu vă spun încă ce o să facem cu el, dar o să facem ceva și cu el. Carnea tocată de vită, pentru că fără ea nu se poate. Niște cașcaval. Ăsta este cheddar pe gustul meu. Ăsta dă toată savoarea. Și last but not least, ultimul, dar nu cel din urmă, fratele Fairy, pentru că numai el știe să îndepărteze și cele mai dificile pete atunci când spălăm vasele. Și ce știm regula numărul 1 de la mamișor? Niciodată nu lași mizerie la locul de muncă. Hai să trecem la găteală! Bă, când vine ziua asta în care am voie să mănânc ce vreau, sunt exact ca Macaulay Culkin în singura casă, uite așa! Superb! Haideți să gătim hamburgerul ăsta sau cheeseburger, cum vreți voi să-i spuneți. Haideți să spunem cheeseburger pentru că e prea multă brânză la mijloc. O să luăm o parte din carne. Mie îmi place să lucrez cu mâna și să știți că în gătirea unui hamburger mâna este esențială. Pentru că trebuie să frământăm carnea, trebuie să punem în ea ingredientele pe care le folosim noi. Evident că ele pot varia de la un gust la altul, de la o rețetă la alta, așa că nu vă sfiiți să vă jucați. În bucătărie este cu și despre creativitate. În cărniță o să vreau să pun puțin chili. Îți? Așa. Stați un pic să nu îi facem luma mișor aici deranj. Ce faci, mă? Ia uite-o pe asta, John! Hai că asta nu mă așteptam să se întâmple. Nu în vlogul meu. Stați așa. Vă prefaceți că n-ați văzut. Hap! Gata, John. Nici nu s-a întâmplat. Bun. Revenim la rețeta noastră. Auziți? Credeți că eu am uitat șmecheriile alea care îmi plac mie? Fiți atenți aici. Păi trebuie să gătim ca la marile case, John, că acum cu internetul ăsta nu ne mai permitem. Ideea este în felul următor. Cărnița trebuie să fie deja tocată, sau dacă nu este tocată, o tocați voi. Eu i-am pus puțin... Ce i-am pus, mă? Ce-i asta? Chili, da? Eu i-am pus puțin chili pentru că mie îmi place mâncarea un pic mai picantă. Aș vrea să-i mai pun și 2-3 firicele de ceapă tocată, pentru că îi dă un gust bun cărnii și chiar dacă majoritatea preferă să o pună doar în sandwich-ul propriu-zis, mie îmi place să toc un pic și în carne, pentru că atunci când o pun pe grătar, ceapa se călește un pic. Ceapă! Atât de simplu! Bun, probabil că vă întrebați de ce nu am pus în carne sare, piper. Atenție, mie nu-mi place să supracondimentez carnea. La sfârșit, în funcție de gust, îmi mai pun pe burger ce-mi doresc. Dar nu vreau să fie prea sărat, prea picant. Mi-am pus chili, asta îmi place, asta îmi doresc și asta vă sfătuiesc și pe voi să faceți. Puneți ingredientele care vă plac în măsura în care trebuie. Nu vă grăbiți de la început pentru că s-ar putea să stricați gustul. Nu mai stăm prea mult la discuții și trecem la tăiat ceapa. Bă, vreau să vă spun ceva. În principal, tot ce știu eu să fac în bucătărie este de la mama mea. Așa că dacă se întâmplă să greșesc ceva în modus operandi, vă rog frumos să nu mă taxați pe mine. Eu nu fac decât să execut ce am văzut în tinerețea mea furibundă. Un lucru cert, am decojit ceapa. Nu vă mai uitați că se mai duce și pe jos, că la sfârșit eu știți că fac curățenie, da? Am cojit jumătate de ceapă în ideea că voi folosi această jumătate pentru a o toca și a o băga în carne, iar cealaltă jumătate o să o tai rondele pentru platingul de la sfârșit, când o să facem noi burgerul ăla așa frumos. Bun, ce știu eu atunci când tai ceapa?
îi tai repede asta de aici, cotorașul ăsta, da? Aici nu o tăiem pentru că vrem să-i facem așa niște radiale, da? Jap, hop, jap, jap, jap. Și după aceea, aici ai tot secretul. Așa să nu pierdem ceva. Ești o ții de codiță de aici, da? Și că nu știu cum să nu stai degetele, s-ar spune. Cred că mă ia cu plâns mână, tai ceapa asta. Hai mă că merge eu. E cu plâns. Dar nu e cu plâns pentru că e de la ceapă, ci pentru că eu nu gătesc altfel decât cu foarte mult suflet. Nu o să o pun pe toată, o să pun doar o parte din ea, pentru că după aceea o să iasă mult prea condimentată carnea. Da? Și acum trecem la frământat, fraților. Asta e partea mea cea mai plăcută. Asta e partea care îmi place cel mai mult. Cred că îmi place să zopăi cu mâinile în ceva. Amestecăm bine carnea, după care o să vin cu o farfurie pe care trebuie să facem forma aceea de cheeseburger, hamburger rotundă, da? Repet, nu vrem să ne sară nimic din bolul magic, pentru că totul trebuie folosit. Farfurie. Cum era să întind mâna să vină și farfuria așa? Așa, și hai să luăm o bucată foarte mare ca să facem ce trebuie aici. Bun. Și acu, fraților. Astea sunt trucurile mele. Dacă vreți să furați din ele, dacă vreți să gătiți acasă ce am gătit eu aici, pe acest vlog, foamea, să încercați să faceți și secretele mele. Acum, voi știți că eu nu sunt cel mai bucătar, dar atunci când gătesc cu sufletul. Bă, eu zic că n-arată rău pentru o feliuță de carne de pus la grătar acum pentru cheeseburgerul nostru. La sfârșit, ideea este că, din ce am văzut eu pe rețetele online, această bucată a noastră trebuie să fie o singură bucată. Și ea că ne-a ieșit. Da? E omogenă. Cu ea o să mergem direct în tigaia grill, după care putem să trecem la asamblarea cheeseburgerului cel păcătos. Pentru că vă vine să credeți sau nu, fraților, aici n-ați vrea să știți câte mii de calorii o să avem. Sfârâie grătarele, miros fripturile și pentru că mai avem câteva minuțele până când cărnița este gata, am auzit că fratele Fairy Platinum poate să șteargă orice fel de suprafață. Nu uitați regula de bază, niciodată nu lăsăm mizerie la locul de muncă. Ștergem repede cu Fairy Platinum toate suprafețele, facem curat și trecem la asamblarea cheeseburgerului, pentru că nu mai pot cu miroase aici, în curbalele! Gata curățenia, scoatem carnea de pe foc pentru că nu vrem să se ardă și mai avem un ultim truc pe care nu vreau să-l uit sub nicio formă, dar până atunci, haide să vedem ce ne-a ieșit aici. Wow! Bun, ce vă sfătuiesc eu să faceți înainte să treceți la asamblarea propriu-zisă a cheeseburgerului este să lăsați focul să meargă, tigaia pornită și uite așa! Tăiem chifla și o punem un pic la rumenit câteva secunde înainte să trecem la asamblarea cheeseburgerului. Bun, câteva secunde până când se face pâinea, scurt pe doi, recapitulăm ce avem de făcut. Avem carnea gata, ceapa este tăiată rondele, da? Pentru designul final. Tăiem și roșiile în timp ce le montăm pentru că vrem să fie proaspete. Avem câteva foi de salată iceberg pe care o să le punem așa una jos, una sus, frumos, sandwich etajat. Cheddar-ul e gata, abia așteaptă să se topească pe cărnița noastră fierbânzândă și bacon ne-a mai rămas, nu mai avem ce să facem cu el. Bun, sper eu că sunt gata și feliuțele de pâine, care în același timp trebuie să vă imaginați că au tras un pic și din zeama pe care au lăsat-o baconul și cărnița de vită, deci vă dați seama, pâinea asta este îmbibat acum cu ce e mai bun de acolo. Bine, ce e mai bun din punct de vedere olfactiv, că dacă mă întrebați pe mine din punct de vedere al dietei, ce aici e grav rău de tot. Dar să trecem la lucruri și hai să vedem ce cheeseburger ne iese. Pașii. Bun. Fiți atenți aici. Aici avem ingredientele. Aici o să avem produsul final. Vreau să fie totul făcut frumos, să arate bine.
Să ia ochii, că despre asta e vorba. Bun, venim cu baza. Două felii de iceberg aici. Tot trebuie să fie cât mai frumos. Plating-ul ajută la secreția de sucuri gastrice. Contează și cum e așezată mâncarea în farfurie, mă, fraților. Nu numai ce mâncăm. Cărnița. Pac. Peste cărniță punem un cheddar. Hai să punem unul și sub. Ca să fie double. Double or nothing. Pac. Pac. Bacon. Aș vrea doar două rândulețe de bacon. Așa. Niște ceapă. Mă, nu mai pot, îmi plouă în gură, ești nebun? Aoleu, bă, dar tot e un gust la sfârșit, da? Sper. Hai să-i punem și niște ketchup în interior. Așa, aș vrea să fie, să aibă și în el puțin sos. Așa, nu mult în el, pentru că, v-am spus, putem să venim ulterior să adăugăm orice vrem. Nu vrem produsul efectiv să fie încărcat cu condimente, cu sosuri, cu... Punem numai puțin, cât să-i dea un pic de gust, așa. Pac! De sare, păstrăm metoda, John. Zap! Pșt. Uite-l, bă, băiatule, cum arată! Zici că e de la marile case de cheeseburgeri! Din nou revenim cu capacul, mai apăsăm o dată. Pe cât de mic și neimpunător arată acest bețigaș, să știți că acest bețigaș are mare rol în alcătuirea acestui cheeseburger, pentru că... Pac! John, și altceva, că-l ține apăsat aici, uite, hop, mai apeși așa puțin. Bun, ce înseamnă plating? Am văzut, am mai făcut până acum și nu mă dezic. Farfuria trebuie să fie lună pe lângă produsul pe care îl prezintă. E o frimitură de pâine, nu, John? Ștergi totul în jurul produsului până când arată flawless. Avem una bucată cheeseburger, da? Variantă finală de sandwich, dar nu variantă finală de plating. Bun. Plating. Creează, Dorian. Creează. Bang. Nu trebuie să știi de la început ce vrei să faci. Trebuie ușor, ușor să le așterni, să respecti niște principii, în sensul că o farfurie trebuie să aibă contrast, dragă, adică culori. Fii atent ce facem. Bun. Așa, hai să stropim și cu puțin. Asta se numește talent. Nici nu știu cum să-i spun. Dar așa, ne jucăm, da? Deci oreganul ăsta vine doar să completeze un pic farfuria. Uite-l, de sus! De sus! Ninge, bă! Asta e un pic boss de boss. Că facem aici, ameza în plasul, elegant. Îmi dau seama dacă îmi place rușioara asta acolo sau aici. Sau aici, rotim așa. Bun. Și repede două ușiuțe de salată. Frații mei, nu numai că am învățat alături de Fairy ce înseamnă Fairy economie, ce înseamnă să gătești fără să lași în urmă ceea ce îți rămâne, ce înseamnă să gătești cu suflet, ce înseamnă să gătești frumos, dar din când în când să mai uiți și de dieta pe care o ții. Și mai presus de toate, ce înseamnă să gătești curat. Niciodată să nu lași murdar la locul de muncă. Fairy, fratele meu, Platinum, m-a ajutat să fac totul foarte frumos, iar acesta este produsul meu finit într-o zi în care îmi permit să mănânc ce vreau. Stați așa un pic, v-am spus, detaliile fac diferența. Ha? Am adunat și-a rău!